Brida, tu ce-ai pățit? O simt rău. Are febră. Chiar frige, deci rămâi acasă. Mă duc să-mi iau medicamente. Nu, bun, eu uitez de mama medicament și strece. Hai. Ah. E bun? Eu cred că Briana a făcut febră ca reacție adversă la pișcăturile de țânțari. Wow. Și aici? Și aici. I s-a întins pe tot piciorul. Briuță, te faci bine. Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Și serviciul pentru școală. Am pregătit cutiuța pentru pachetel. Bună dimineața. Pachetelul pentru Teo. Și desertul. Una sau două curmane. Sunt delicioase și foarte sănătoase. Vă place recipientul meu de curmare? E amuzant? Scrieți în comentarii. Mă pierdem și să nu întârzi. E mult trafic în Oradea. Da, e destul de aglomerat. Dar bănuiesc că în fiecare oraș e aglomerat dimineața. Să ajungă toată lumea la timp, la școală, la serviciu și așa mai departe. Hai, hai, hai. Am uitat cheile în casă. Dimineața aceasta e cam friguț afară și nu înțelegem de ce. Așa e, Teo. Tocmai de aceea nu trebuie să subestimăm vremea. În dimineața aceasta doar eu la școală. Da, pentru că Mara are simulări și face online. Iar Briana, scrieți-ne voi în comentarii de ce credeți că Briana astăzi n-a mers la grădiniță. Dar până răspundeți, vă zic eu și dați un mare like. Hai, spune-ne tu, Teo. Pentru că o ador pișcăturile de țânțari. Da, e foarte umflată și trebuie neapărat să rezolvăm problema cu țânțarii. Deja dacă s-a încălzit puțin, au și apărut țânțari. La voi tot așa e? Aceeași problemă aveți? Trebuie să pui niște plase, tati. Asta o să și fac. Astăzi mă ocup de plasele pentru țânțari. N-aș vrea să folosesc aparate cu substanțe prin casă sau pastile și așa mai departe, pentru că nu sunt foarte sănătoase. Cea mai bună soluție e sigilarea geamurilor cu plase. Știu că pare ciudat că Briana nu s-a dus la grădiniță pentru niște pișcături de țânțari, dar pișcăturile ei de țânțari se umflă foarte tare. Este alergică la țânțari. Cui se mai întâmplă lucrul acesta? Scrieți-ne în comentarii. Teo a rămas la școală, iar eu astăzi am de lucru. Trebuie să termin ce am început ieri, de fapt ce a început Mara ieri. Să duc toate lemnele de acolo, că nu o să mai vină temperaturi sub 0 grade, sper. Să le găsesc un loc mai bun, pentru că stau prea în fața casei. Să mă bucur de florile de aici din față și să o iau și pe Mara să mă ajute, pentru că Mara mai are ore pe care nu le face, chiar dacă e online. Așa că numai bine, îmi va fi de ajutor. Nimișor, oare ce face Nimișor aici? Nimi! Care trebuie schimbată? Of. Mimi! Aici erai! Mimi doarme pe terasă. Nu mai doarme în cușcă. Bună dimineața! Ari s-a sculat cu un ochișor un pic încărcat. Bună dimineața, Ariuca, hai! Hai la tata, hai! S-a trezit și Bri. Și Bri e la televizor. Vorbăriața e! Bri e foarte pișcată de țânțari și din cauza asta n-am lăsat-o azi la grădi. V-am spus eu. Asta e motivul. Și e umflat așa. O să vă arătăm și vouă. Te n-ai țânțari, vârtică? Hai la tati. Să-i facem lăptic cu cereale. Dă înapoi. De ce? Mă duc sus. Ah, da, pe afară. Am aici un lapte de cocos organic, dar sunt convins că Brianii nu o să-i placă, așa că mă duc să cumpăr lapte de vacă cu cereale. Am îmbrăcat asta ca să nu mă pisteți în țari și vreau lapte cu cereale. Eu merg să o schimb pe Ari. Ce vrei să iei la el? Eu curaj la televizor. Da, avem și noi în plan ceva, dar nu vă spunem acum. Legat de treaba asta cu iepuraș. În curând o să aflați. Luăm iepurașul de la Bacău? Nu, Bri, o să vezi și tu. Nici Briana nu știe ce avem pregătit. Am luat ceva fructe pentru fete, iar acum caut laptele. Ceva nou. Pernuțe croco cu ciocolată. Sunt curios ce gust au. Am luat o punguță de probă. Am luat plăcinte și langoș. Mare problemă cu locurile de parcare aici în cartierul unde stăm noi, în Oradea. Vrei să ajungi la magazin, dar nu ai unde parca. Și trebuie să găsești la distanță un loc de parcare.
da. Și voi la plăcinte? Briana, vino să le spălăm. Mai e ceva acolo, ia caută. Cât a costat asta? Ăsta are mele. Să mai bine ți-l ce mai greu, un kilogram de căpșuni, 40 de lei. Și vrei un kilogram? Da. Lasă să apară căpșunile adevărate, sunt mult mai gustoase. Și na... No, no, no! Live! Pe viu! Nu are! Asta face are. Și acum mănâncă, normal. Să vedem ce am mai luat, tati. Cerealele mele preferate. Astea sunt foarte bune pentru că am mâncat și cu lapte și fără. Tati a mai luat niște lion. Dar pentru mine? Păi, astea sunt. Uite, am mai luat așa. Ceva nou. Da, ceva nou. Astea sunt cele mai bune, deoarece au ciocolată în interior și când mănânci cu lapte se topesc în gură. Și nu facem reclamă. Micul dejun, să vină mama. Stai și ea la masă cu mine. Da. Și pentru Ariuca. Da. Sunt extraordinare, mai ales zmeurele. Chiar au gust de zmeură. Și căpsunile. Sper să nu vă facem poftă. Și cafeluța e bună, dar trebuie îndulcită. Wow, pernuțe croco, n-am văzut în viața mea. Poți să le deschid? Da. Vedem? Bune. Mai bune sunt plăcintele mele, mami. Cât de bine arată. Toate sunt cele mai crocante pernuțe pe care eu le-am gustat. Chiar bune. Nu fac reclamă, dar îmi plac. Eu mănânc lapte cu cereale. Mie îmi plac plăcintele acestea, sunt specifice zonei. Dar îmi place să mănânc plăcinta cu brânză și smântână cu zahăr. Deci mă duc după zahăr. Langoș cu Nutella. Cât îmi pregătește, mami, un ceiuț, vreau să vă întreb. Scrieți-ne în comentarii unde ați vrea să mergem în următoarea noastră călătorie. Aștept comentariile voastre. La munte sau la mare, următoarea vacanță este înainte și după Paști. Adică avem timp să ne gândim până atunci. Și voi până atunci să ne scrieți în comentarii. Unde vreți să mergem? Eu aș vrea la mare. Dacă vreți să mergem la mare, scrieți-ne în ce țară să mergem. Că la noi încă nu e de mare. În Oradea? În țara Oradea? Căpsunelele sunt cele mai bune. Și Ariana mănâncă căpsunele. Mai mult se preface, că nu are cu ce. Are 2 dințișări jos. Se chine cu ei așa. Și aici pe cine avem? Mimișor! Mergem și la ea, să-i dăm și de mâncare și să-i punem și niște apă. Neapărat! Mersi! Piuțul n-are zahăr, ia. Să avem poftă și apoi să avem spor. La treabă! Așa am mâncat tare căpșunica. Cu ochiul, cu tâmpla, cu urechea. Cu mâinile i-a privit ce-i pe ea. Da, o căpșunică. E o căpșunică. Ieri, vis-a-vis de casa noastră, erau 2 copaci înfloriți. Astăzi, am florit toată pădurea. Noi ne plimbăm aproape în fiecare zi pentru că ne dorim ceva mai mult. Da, mult mai multe lucruri. Afaceri, terenuri, case, orice. Căutăm lucruri pentru viitor. Și avem colet. Surpriza. E pentru Mara. Mara, am ceva pentru tine. Sunt mai grea decât 2 cărți. Hai să le vedem. Sper să fie cărți. E mult mai ușoară și pare doar o carte. Sper să nu fiu dezamăgită. Voi scrieți în comentarii care este ultima carte pe care ați citit-o. Sunt altfel. Sunt mai micuțe. Ia uitați cât de mici sunt. Mai bine mi le luam separat, ca să fie și ele așa mari. Lumea din copacul depărtorilor, magia copacului depărtorilor și această carte, Pădurea fermecată. Aceasta este cartonată. Iar acestea nu. Da? Nu are importanță. Asta important e să le citească Mara. Una deja am deschis-o, fără să vreau. Tati! Cu semn de carte. Spor! Mulțumesc! Voi până acum ați scris în comentarii ce carte ați citit și veniți cu un mare like pentru a mă susține. Toate cărțile sunt la fel, numai că au alte culori. Acesta este albastru, roșie și verde. Fetele își joacă Monopoly. Cu personajul preferat al lui. O surpriză! Pe Victorița o știți, ați mai văzut-o în vlogurile noastre. Bună! Să vedem ce-i scris acolo.
primești câteodată de la fiecare jucător. Deci de la mine. Mă gândesc de azi dimineața. Să curăț tot aici, acolo e un dovleac de ceva timp acolo. Trebuie făcută curățenie generală. Toate plantele de acolo luate, tăiate și puse acolo, Mara. Uite, de aici. Taie și rămâne pământul la sol. Așa, așa, așa. Bravo. Tot, tot, tot. Perfect. Și tot așa. Și ăsta tot. Înțeapă, știți că înțeapă. Serios? Nu scoate cu rădăcina. Ba nu, e rădăcina e uscată. Nu mai dă nimic din ea. Nu? Nu, nu. Și eu m-am chinuit să le tai frumos. Dacă nu m-ai întrebat, bine, mă bucur că Mara a avut inițiativă. A terminat orele și s-a apucat singură de treabă cât am fost noi plecat în oraș. Da, e uscată. Mai dă ceva oare? Dă ceva pe lângă. Eu ți-am zis. Atunci taie-le pe lângă. Da, da. Uite și aici tot așa rupt. A avut dreptate, Mara. Astea o să le iau să le plantez înapoi. Toate. Taie-le de aici. Bravo. Și le punem înapoi. Am tăiat și ei plantația, numai că nu e dreaptă, deoarece era deja făcută o gaură în ea și e așa. Eu îmi fac poze la magnolii. Și voi ajuta și eu în curând. Sunt atât de frumoase florile acestea. Eu zic că e bine. Chiar că sunt frumoase. Și miros extraordinar. Mimi! Mimi! Se bucură! Jucă ușa! Bravo, Mara, așa, așa. Perfect. Mara, trebuie să ne luăm mânuși în mână. Avem? Avem, avem. Am tăiat aceste flori. Mara s-a apucat de grădinărit, așa cum v-a zis tati mai devreme. Cred că preferă mai mult decât ore online să grădinărească. A terminat orele, apropo. Și mai e destul de lucru. Nu știu dacă ne încadrăm. Fetele trebuie să fie la gimnastică. Iar eu trebuie să mă duc acum să le caut costume și să le pregătesc ceva de mâncare. Mă duc că am și rufe de pus la spălat. Am pus o mașină deja la spălat, una la uscat. Vedem ce mai e de făcut prin casă. Wow, Mara, sărei pe bârnă, făceai flic pe bârnă și acum ți se pare incredibil că ai sărit de pe o bordură pe alta. Nu pot să cred cine ai fost și unde ai ajuns. Aș vrea să fac un pas în aer. Ai grijă să nu te accidentezi, Mara. Aici nu ești într-un cadru organizat. La bârnă sau la paralele? Hai, du-te jos. Acolo e bârnă, astea-s paralelele. Am reușit. Am adus costumele. Pentru Deo n-am găsit costumul oficial, dar i-am găsit altul și nu găsesc cipicii mare. Brita, simte rău. Brita, tu ce-ai pățit? Eu nu mai merg la gimnastică, mă simt rău. Are febră. Mă le-a făcut insolație de la soare. Nu știu că era fierbinte. Și cu nasul dat. Da, 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 da. Chiar frige, deci rămâi acasă. Hai, Mara, trapă-te. Mă duc să-mi iau medicamente. E fără 20 și noi trebuie să o luăm pe Teo la 6 jumate. Mai repede. Briana îi placă pșunile, așa că am găsit o formulă de antiinflamator care poate fi administrat de la 3 luni la 12 ani, ceea ce e bine. Ne uităm pe cutie și alegem cantitatea în funcție de vârstă și greutatea copilului. Dacă Briana are între 4 și 6 ani și 16, 20 de kilograme, 3,75 de mililitri. Deci tragem în seringă și dăm. Seringa este un pic altfel decât la alte medicamente. Are un vârf cum n-am mai văzut până acum. Dar îmi place că e mai concentrat, e junior și îi pot da mai puțină seringă, astfel încât ea să nu comenteze foarte tare. Nu plânge, uite-ți de mama medicament și strece. Hai. A. Ce copil bun. E bun? Așa, așa, așa. E bun, are gust de căpșuni. Ai, nu mă plânge, că strece imediat. Victorița încearcă și cu uleiuri. Să vedem de care. Cred că mentă. Da, de mentă sigur. Și era unul ăsta pe picioare. Intergreen ăla? Nu, un guard ăsta. Un guard, da, și un guard. Așa imunitate. Super! Eu cred că Briana a făcut febră, ca reacția adversă la pișcăturile de țânțari. Aici e problema, pentru că v-am spus, e foarte alergică și priviți cum s-a umflat mânuța ei, antebrațul, de fapt. Wow, e foarte umflat. Și aici, aici e chiar... Și aici, wow. Hai să punem mentă. Da, haide. Uite, chiar asta cu Deep Blue se poate. Hai să punem o picătură de mentă aici, așa. Haide și mânuța, că a curs mult, pot să-ți dau peste tot. Aici s-a întins pe tot piciorul. Au, au, o zgâri cu
Gabriel? N-a vrut, iartă-mă. Pregătiția de gimnastică? Mă duc după Teo. Gata. Am dus și pe Teo. Bună! Doar Mara merge la gimnastică pentru că Teo... Mă doare foarte tare spatele. Mă doare spatele, Teo. Și e bine să-și revină, să ia o pauză. Săptămâna asta, recuperare pentru Teo. Mie îmi plac foarte mult aceste ghete, pentru că mie îmi place căldura. Urăsc frigul. Drrr. Facem plimbare. E super. E cald, e frumos asta. Super. Erau pe jos niște floricele. Nu mai pot. Și apă minerală, plată, suc? Nu știu, apă. Așteptăm comanda, mâncăm. Jucărie, jucărie, jucărie. Dacă e de băieți? Poate e de fete. Teo este uimită de cum arată șinele de tramvai. Aici? Da. Ca să vină verdele mai repede. Nu înțelegeam de ce e liniște aici. Pentru că sala de antrenament e ocupată cu bănci pentru pentru. Da. Da. Și ora de gimnastică, măcar a fost numai eu, am făcut-o într-un hol. A fost ok, e cât de loc. Ari are noi achiziții, să vă arătăm ce face. Hop, hop. Hai, stai fără mine. Hai la mamă, mergem la mamă. Hai. Hai, hai. Bravo, bravo, bravo. Vezi că ea se ține, crede că o ține Iliad. Hai, m-a văzut și vrea la mine. Te-au făcut câțiva pași, nu? Da. Ia să vedem. Hai să vedem, hai, hai. Hai, hai la mama, hai. Hop. Hai la mama. Hai. Avem un sărbătorit astăzi, îl știți, la mulți ani Arcadie. La mulți ani Arcadie, vreau să-mi iau eu una și mami adoră genul ăsta de prozăfiar și... Normal, și o să vrea și Teo, Teo să se gândească și la Bri și așa mai departe. Da, păi mai să mă gândeam, nu? Da, normal. Și lui Ari, și lui Bri. Clar. Și mie. Asta e frumoasă mai mult timp acesta, pentru mami nu, wow. Mami, să știi că am vrut să-ți iau, doar dacă vrea mami așa. Nu, no, doar aia. Yeah, am scăpat mai ieftin. Deci, că mai iau, îi iau tot ce mai lucrat. Nu scap așa ieftin. Vreau să iau cum așa de mai. Nu cred că o să-i placă, dar mie îmi place, deci eu iau. Să poate, îmi pare. Mami, mare alegeri pentru tine. Ori așa. Lui Ari o bluză și un pantalon, lui Vri o bluză și un pantalon și mie o bluză și un pantalon. Dar Ariana ce mărime poartă? 98 și pantalonii numai 12-18 luni era. E perfect! Asta e mărimea pe care o poartă Ari. Bravo, Teo! Ia, cu ce? La cheltuială imediat. Unul era singur. Ce era mărimea mea? Ia. 90, fix mărimea mea. Așa sunt aluare. Stici. Da. Lui Bri am luat tot o bluză așa. Așa. Și mie mi-am luat niște. Da, tu ai zis că ți-ai luat numai un tricou și un pantalon. Am fost păcălit sau nu? Pentru asta am venit. Și cu asta s-au ales. Au luat bine. Ne schimbăm, dar nu cam așa asta, deoarece nu vreau să murdăresc. Mara se schimbă așa ca mine. Scrieți în comentarii să mi le iau tricoul acesta. Sper, ia uitați ce tricou drăguț are Teo cu Lilo și Stitch. Și întoarce. Și de toate Stitch. Eu am crezut că doar unul e. Mergem oricum vineri să luăm cămașa. Mare nevoie mai aveți de haine. Era cu Lilo și Stitch. Eu am început să mă uit pe ele la Disney Plus. Mergem să luăm fetele și apoi la sărbătorit. Asta nu e bine și e treaba făcută de Mimi. Oare pe unde e? Mimișor la căldurică. Mâncărică are, apă are. Mimi, din păcate, o să cam ținem aici în țarcul ei, pentru că începe să facă stricăciuni și noi trebuie să facem curtea asta să arate bine pentru a se bucura fetele de ea. N-avem încotro. Tot am zis că o băgăm în cușcă și tot am scos-o pentru că ne-a fost milă.
După masaj, Bria a adormit și când s-a trezit, ghiciți ce? Bri, cum ești? Bine! Ia, priviți ce și-a făcut, s-a și machiat! Nu mai are nimic. Nu mai are absolut nimic. A transpirat și a trecut. Și atunci, dacă toată lumea e bine, să mergem la petrecere. Petrecem astăzi! Avem mărțișoare, dar și pe mărș. Wow, Mara, știi cum ești? Ești foarte luminoasă. Briana iar se simte rău, îi dăm un antihistaminic pentru că e clar de la alergia aceea. De la țințăruși? Mare? Ha. Gata. Și îți dau și antiinflamator, dar să ne bine împreună. Acum îți dau antiinflamatorul care e dulce. Și antiinflamatorul, aha. Măruța acolo doarme, Teo aici prezentă și doi copilași drăguți. Salut! Cum vă cheamă pe voi? Cum vă cheamă? Lipța Silia! Și? Arina! Yeah! Mircea și Arina! Salut Mircea, salut Arina! Briuța, te faci bine! Am cum ia să vezi, în 10 minute e fresh. Gata, petrecerea am trezit, fetele le-am luat în mașină și le-am adus acasă! Să coborâm! Și noi încheiem vlogul, până data viitoare, vă uitați că aveți în fiecare culță de ecran, vlogul, sketch-uri, challenge-uri, playlist-uri și așa mai departe, până data viitoare, vă spunem la revedere și pa, 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 pa.